O recunoaștere a valorii festivalului, Săptămâna Internațională a Studenților la Timișoara, organizat de Liga AC, Universitatea Politehnică a Timișoara și Facultatea de Automatică și Calculatoare, vine în acest an și de la UNESCO. Este un festival internațional dedicat studenților din toate colțurile lumii. Conceptul a fost creat în 1994 și a pornit de la ideile studenților care credeau în unitate, multiculturalitate și prietenie. A crescut tot mai mult anul acesta, ajungând la ediția cu numărul 30 și transmite de la o generație la alta spiritul, entuziasmul și motivația de a face fiecare ediție de neuitat. Festivalul este dedicat tuturor studenților cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani care sunt înscriși la universitate oriunde în lume. Atelierele, care sunt principalele activități pentru participanți, acoperă o mulțime de domenii de interes, variind de la problemele cu care se confruntă studenții din întreaga lume până la hobby-uri populare în rândul tinerilor. Tema pentru ediția aniversară din acest an este Shine Your Own Light, o temă captivantă concepută pentru a inspira încrederea în sine. Conform procedurilor UNESCO, Comisia Națională pentru UNESCO a României a transmis recomandarea de a se acorda patronajul UNESCO ediției 30 a proiectului Săptămâna Internațională a Studenților la Timișoara, care va avea loc în perioada 22-31 iulie, având în vedere oportunitățile pe care festivalul le oferă tinerilor din întreaga lume de a discuta provocările de la nivel global și de a se implica în promovarea soluțiilor și a schimbărilor în comunitățile din care provin. UNESCO a decis să acorde patronajul său festivalului. Decizia a fost luată ținând cont de dimensiunea internațională a festivalului, partajarea diversității și abordărilor de construire a prieteniei transnaționale și transcontinentale, asigurând dimensiuni multiculturale, asigurarea dimensiunii multiculturale, prezentarea făcută de studenți internaționali a propriilor obiceiuri din comunitățile, regiunile sau țările lor, participarea studenților din zonele de conflict și post-conflict și a refugiaților aflați în România.